Băi, hai cu camera acum, strângem frumos pe mine, așa, să încercăm să facem reportajul ăsta. Stimați spectatori, în continuare voi sta de vorbă cu câțiva băieți de cartier care chiar acum încearcă să dea foc la o mașină după exemplul celor din Paris. Bună seara, mă scuzați, ce faceți aici? Facem un reportaj de la televiziune. Nu, de la televiziunea voastră. Ce mă, copyright pe mufa mea, mă, n-am înțeles, ce-și Tarantino? Băi, ce te-ai dus ăsta, bă? Vreau să vă pun o întrebare, să fac un reportaj. În gură sau? Amă, frate, mă, că vreau să fac un reportaj, ajutați-mă, vă rog, eu frumos. Păi zi așa, mă, nu vii direct pe noi. Hai, concentrați-vă un pic. Ce părere aveți despre violențele de la Paris? Ce cu ele? Păi, ce părere aveți despre ce se întâmplă la Paris? Facem o paralelă, între periferia pariziană și periferia bucureșteană, da. Paralelă, o paralelă, zici? Da. Zi să mor tu. Să mor tu, na. Cum să mor eu, bă, nene? Cum să mor? Băi, să mor eu, că-mi place să ești tare, bă, te-am verificat, băi. Îmi pare rău că ai călcat, mă, în televiziune, mă, ești fratele nostru, respect, mă, puii mei. Bă, bine, mă, bravo, deci vrei să faci bine, hai, băgă întrebările, dar repede, că avem... Întrebare, da, priviți la cameră, frumos. Ce părere aveți despre evenimentele de la Paris? Deci părerea mea unanimă și irefutabilă este, mă scuzați de cuvinte, puneți bip acolo, așa, este că băieții se luptă tare, vrea să facă din Paris o comună, așa cum este Pantelimon, cum este cartierul 23, mâncați-aș de la Antilopa în sus și așa mai departe. Stai, despre ce comune vorbesc? Ce treabă are care stăm Antilopa cu Parisul? Păi are, nene, are. Cum, bre, n-ai auzit de comună? N-ai auzit de comunele din Paris? N-ai auzit? Comunele din Paris? Comuna din Paris, comuna din Paris, nene. Paris. Comuna din Paris, unde a făcut școala și a învățat proșoptiștii, asta e. Proșoptiștii? Da. De? Proșoptiștii, zici? Păi da. Ce-s astea? Cine-s proșoptiștii? Adică generația pro din anul 1848, nene. Deci cum a fost Rosetti, uite ce tare e, și-a făcut piață. Nicolae cu Bălcescu, s-a luptat ce s-a luptat, a luat banul, acum are stație de taxi. La fel Elea de Rădulescu, cu banul în față, a decartat și a băgat-o pe nepoața la televiziune, la Antena 1, fiecare duminică, face frumos. Stai, mă, doamne, mai de ce nepoată are... Ion Heliade Rădulescu, care acum este la televiziune. Ce nepoată are? Bă, nene, dar ești cuplută, mă, cum care, mă, Mihaela Rădulescu, nene. Bă, Mihaela Rădulescu e nepoată lui Ion Heliade Rădulescu, așa credeți voi? Nu credem, suntem siguri, ne, pe altfel cum să ajungi dacă nu ești, nu știu ce. Adică a făcut duminica în familie. Bă, ce rău îmi pare, bă, că n-am familie și nu pot să mă uit și eu la ea, bă, nene. Bă, noi am crescut în stradă, dar avem soluții, bă, că face calendar cu nuduri și te uiți la ea ca mâța în calendar, bă. Bă, puii mei, bă. În felul ăsta nu-mi iese niciun interviu. Ratez totul. Hai, încă o dată, păi, băgă mare, mai lejere. Deci, încă o dată, dar ce părere aveți, atenție, ce părere aveți despre violentele de la Paris? Bă, mai întrebam asta. Altă întrebare. De ce dați foc la această mașină? De ce vreți să-i dați foc? Din spirit de imitație cu colegii voștri parizieni? Băi, întrebarea e bună, deși e jignitor, bă. De ce efectiv îmi cade inima în chilos, să zic așa? Dar vreau să spun că nu mai se poate sta, nene. Deci noi ne luptăm cu frânarii comuniști, cu retrogranzii societății. Bă, așa, cu baronii conților. Bă, că vine un retrogranz. Stai să vezi ce fac, stai așa. Era din zilele noastre, nu mai are nicio rușine, nicio... Și fa, bă, tataie, ești la Mamaia, faci plaje pe burtă? Ia uite, mă, la el, cum face plaje iarna, bă. Să vă fie rușine, băi, să vă fie rușine. Nu ne-a plăcut cu Ceaușescu. Avem capitalism acum, a ajuns Bucureștiul ca Parisul, dă ca pe stradă, nu știu cine, băi. Nu te enerva, uite, îmi strici interviu. Abia începusem a treia variantă de interviu și a venit dintre ta cu șamrata să te bagi în treaba mea. Am zis că are bilet de sindicat la Mamaia. Încerc cu dumneata. E a patra oară când încep acest interviu. Uite-te în cameră. Cartier, și spune, ce părere ai despre violențele de la Paris? Auziți că suntem băieți de cartier, băi. Deci noi suntem băieți de cartier, bă. Dar tu ce ești, băi? Ce ești, bă? De cartier, băi. Și așa o să ajungeți și voi, băi. Să nu mai aibă respect față de părul alb, băi. Băi, abordă ce ai, ce ești, băi. Hai. Băi, deci, vă mai întreb o dată, ce părere aveți despre violențele din Paris? Spune. Am părerea
Că dacă la noi era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, la ei era mai bine pe vremea lui Mitterrand. Și la americani era mai bine. Era mai bine pe vremea lui Clinton. Și în Marea Britanie era mai bine pe vremea lui Thatcher. Aici era mai bine. Și ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Trebuie chemați miniere, trebuie să ingineze să zeu zicul. Am o propunere și o surpriză în același timp. Dă un pic muzica mai încetul că m-a nebunit. Hai că eu mă aud. Vă iau mă aud. Îți place? Te rog eu frumos. Bă, îl dau de pământ, ești fratele meu. Nu-l da de pământ, nu mă oprește-l. Nu mă oprește-l, atât. Așa. Stimați telespectatori, suntem în legătură directă cu Parisul, de unde relatează trimisul nostru special, Adelin Petrișor. Adeline, te auzi? Bagă mă, bagă! Franțe, nu s-o fute! Libertate, mă! Bună seara, domnilor și domnilor! După cum puteți vedea, aici, la Paris, în piața universității, lucrurile îs bine. Alo, alo, m-auzi? Cum să fie bine când nu știu cine ești? Unde e Adelin Petrișor? O fugit! O zis că mă lasă pe mine, că-s mai obișnuit cu bătaia. Păi stai, domnule, și dumneata, cine ești? Eu sunt Mardelin, minea român. Am venit la Paris după mineriada de la București din 90, că mi-a plăcut aici, să văd cum e. Și acum ați consultat de specialitate aici. Și ce faci, de fapt? Păi, ci că-i conselezi cum să facă, că noi ne pricepe mai bine. Dar să știți că slab tare franțuși ăștia. Nimica nu știu, domne. N-or avut mijloace de niciun fel. La ce te referi când spui că sunt slabi? Mă refer la faptul că nu le-a pus nimeni la dispoziție la ăștia, la emigranții ăștia, să vină cu camioane sau cu trenuri. Nu. Nu i-a așteptat nimeni la gară să îi încoloneze, să le dea ordine, să spune une să meargă pe ce să bată, cum i-a așteptat pe noi domnul profesor Măgureanu și cu domnul Gelu Voican Voiculescu. Slab organizare, domnule. Bun, sunt slab. Și ce ai propune? Ce să se întâmple în continuare? Ce să facă ei să iasă din situația asta? Aș propune că să vină domnul Iliescu aici ca să le ție discursul. Bun, ce discurs? Ce să facă domnul Iliescu? Stați așa că vă arăt eu, nu? Băi, ține-mă aici. Băi, atenție! Fete atenție, ici. Sir Hooligan, je vous remercie pour m'avez aidé rétablir l'ordre public. Moi et messieurs de votre président Jacques Chirac, nous sommes vous invités à planter de fleurs autour de la Tour Eiffel. Et puis, fait démissionner monsieur Petre Roman. Stai, domnul Mardelin. Domnul Mardelin, ce legătură are Petre Roman cu evenimentele din Paris? Domnule, bați câmpii, domnule! Domnule, să știți că eu bat orice la comandă! Bă, bă, mă, greboule, mă! Eu ți-am spus să te potolești, mă, când tu iei pe fășă! Hei, hei, hei! Ale, ale, ale! Ha, ha, ha! Șante, șante, șante! Hei, hei, hei! Ale, ale, ale! Băieți buni, băieți buni, curaj, nu-i mai tare ca noi. Am rupt-o cu trecutul, aruncăm la gunoi. Ne-am școlit în șmecherie ca în Las Vegas, băie. Ce facem, frate, cu frânarii, nici nu vreți să vedeți. E capitala României, e micul Paris. E mai mult decât atât, e micul paradis. Dinozaurii roșii, bancheri și băncile. Guvernul ia banii, gaborine ia anii. Își plimbă căței prin cartier veteranii. Facem cocktailurile, apărăm blocurile. Dese de mari treburile. Frape, treburi adevărate combinate cu molotovuri adecvate. Este greu, boșorocii strică treaba. Je suis la pour vous, mes frères. Il faut simplement agir, rien de plus à dire. Suntem mafia pe viață, stați pe fir. Ot știu, multe sunt duri. Te poți rupe figuri. Dai foc, semeni arsuri. Fugi, fugi, vin băieți duri. Ot știu, multe sunt duri. Te poți rupe figuri. Dai foc, semeni arsuri. Fugi, fugi, vin băieți duri. Vezi soluțiile stradale ca toți băieții duri. S-a terminat cu comuniștii care cântă macarale. Pe stradă poți să te împiedici, rău da taie. Dacă te plimbi cu câinele, sunt felinare. Nu mai vrem ca bulangii să toane gaz pe foc. Liderii s-au cocoțat și nu mai au pic de onoare. Și ne-au lăsat în cartier cu ochii soare. Ce
face marinarul acum bătrânului de mare. Da, reacția e lans, visele sunt șanț. Trăim cu aceleași oblice venite din Bizanț. Dar ce să zicem când Parisul e pus pe foc? Băieții, sigur e beton, incendiază tot. Și eu sunt sigur pe mine, mi s-a pus fata pe creier, bă, marine. Cum m-a zis și marin preda în tine. Sângele latin care încă duce vine, mă face să fiu de lui parisianul, știi bine. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc să ne arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc să ne arsuri, fugi, fugi, vin. Brânarii ne-au furnat basmele, toate i-au aburit legile, și-au împărțit ușor părțile, noi dăm pe pață la scărțile. Noi am trecut toate testele, nu ne mai spere cuvintele. Aburii nu ne iau mințile, nu le mai înghițim guangele. Apă nu se face sângele, ne râdem de toate știrile. Să ne ascultați atent vocile, nu aplaudați precum focile. Acum aveți vedea semnele, că n-au fost în zadar luptele. Frații și-au adunat forțele, să apere toate străzile. Hai frățioare zi. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc să ne arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc să ne arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri. Băieți buni, 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 băieți buni,